Vlad Cosma, audiat la parchetul general, sunt dispus să merg la testul poligraf. Fostul deputat, Vlad Cosma, s-a prezentat marți dimineața la parchetul general pentru a discuta cu procurorii pe marginea probelor depuse. Am depus foarte multe, ce ne? Probe, i fiind foarte multe, nu am avut timp să le discut me. Pe mesuri ce avans mei le discut me. A fi vrut să vă dau un răspuns la maniera ce sunt dispus să merg la testul poligraf cu acetii domni, dar inând cont de ceea ce am văzut și de ceea ce am trăit, nu mai am încredere. Mă gândesc ce poate exista în acest moment, o confruntare. Dacă vor fi acuzați trimiși în judecat, va trebui să merg la instanțe, mi susțin declaraile. Sunt pregătit și mă aștept la acest lucru, a spus Vlad Cosma, la sediul PG. Cât despre sentința judectorilor dată în dosarul familiei Cosma, fostul deputat s-a declarat fericit, încrezător. Eram sigur ce va fi o soluție bună. În luna februarie, Antena 3 a difuzat o înregistrare în care fostul deputat PSD Vlad Cosma susținea ce procurorii Mircea Negulescu sublinierei Lucian Onea au încercat să inventeze dosare în baza unor probe fabricate unor importanți oameni politici sublinierei de afaceri, printre care sublinierei lui Sebastian Ghic. În replic, Nea a susținut, printr-un comunicat de presă la acea vreme, ce Vlad Cosma a prezentat de naturat situația, folosindu-se de colaje ale unor înregistrări pe care le-a realizat personal. De asemenea, Dna preciza ce persoane din anturajul lui Vlad Cosma s-au prezentat în mod repetat la Dna Ploie subliniere T, cerându-le procurorilor să fac demersuri astfel încât să îi creeze o situație juridic favorabil tatălui său, Mircea Cosma, trimis în judecat pentru corupție. În acest sens, Dna a dat publicit și două înregistrări în care persoane din anturajul familiei Cosma discut cu un policist sublinierei un procuror de la Dna Ploie sublinierei T.